poze furtunoase pentru Kim Jong-un. Cătăline, îți vin prietenii, bă! Eu l-am nimerit. Eu am zis ce o să fie. Când am văzut orez, ce am zis? Aia săracii în Coreea de Nord mai portocale nu mănâncă. N-au portocale? Au portocali în Coreea de Nord? Acest domn și-a asasinat fratele. Bun, atât știu despre aici. Cred că asta o să fie ultima emisiune de la Humor. Pentru această... Vreți că apasă butonul? Bine, v-am găsit, tovarășii! Doamnelor și domnilor, bună seara! Am venit să vă spun că revoluția comunistă va învinge! Mă bucur foarte mult să fiu aici! Traducătoarea asta este o tâmpită! E prima dată când vizitez țara voastră! În sfârșit! Cătăline, ți-au venit prietenii, vă... Sens! Admirație! Vă rog să o iertați, este obosită de pe drum. Are intoxicație de plumb. Îmi place să le ofer oamenilor mei odihnă din când în gând. Sunt foarte bine instruiți. De-aia mi se și spune Kim Jong 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noi, coreenii, facem multă mișcare. Bineînțeles, doar în incinta Mihai Bendac știe ce vorbesc. S-a tot spus aici în Europa că noi nu suntem liberi. Ce vorbiți? Este fix ca aici la Humor. Vrei să pleci în străinătate? Vii, ne spui și noi râdem. Se face și o comisie, iar dacă primești 3 like-uri, mergi la ce închisoare vrei tu. Din păcate, pentru voi, s-a dovedit științific că nordcoreenii nu se pot crea decât în Coreea de Nord. De cei care au plecat nu a mai auzit nimeni nimic. Dar să nu mai vorbim despre mine, să vorbim despre voi. Se pare că ați scăpat de comunism anul trecut. Cum să faceți așa ceva, tovarăși? Din prima clipă când am auzit, am zis că am să distrug țara voastră. M-am întristat când am aflat că au distrus-o deja liderii voștri. La voi, nenorocirea! Porniște de jos! Vă învățați copiii să mănânce mult? Greșit! În țara asta este foarte greu pentru un copil să ajungă cel mai gras din școală. Vă spun eu care sunt cel mai gras din Coreea de Nord. Și n-are dreptate tovarășul Chelu să se ia de fetele grase. Are! Că sunt prea pline de ele. Și totuși, a existat un bărbat care a oferit un inel Uzanei Barabancea, prima femeie din lume care a fost cerută cu inel gastric. Vă mulțumesc, tovarășul Chelu, vă mulțumesc! Vă mulțumesc, să știți că vă aștept oricând pe la mine, sunteți binevenit! Ați văzut că a venit și tovarășul Dennis Rodman. Bine, eu am crezut că e Barack Obama. Îl aștept și pe Ghiță Mureșan. Ador întâlnirile la nivel înalt. Puțini oameni de aici ar putea să ducă o viață în Coreea de Nord. Poate Sherban Kompoț, care a făcut liceu militar. Foarte ciudat că eu am crezut că a făcut școală ajutătoare. Altfel nu înțeleg. De ce să comentez toate momentele concurenților cu onomatope? Și celălalt co-prezentator este un lider născut. Are stofă de corean în el. Orice îi se întâmplă nasol în viață, nu comentează. La mine în țară ar fi foarte fericit. Acolo toți sunt ca el. Aici, ca să-l vezi, ai nevoie de lupă. La mine acasă am o armată de femei. Mă apără de orice. Tovarășul lui Bendec ar trebui așa ceva ca să-l apere de el înșiși. Tovarășe, dar, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că are un dar, dar va afla lucruri pe care abia târziu le-au aflat actrița Andreea Vasile și Roxana Vancea.
Băi, nu-i frumos. Umorul nu e transmisibil sexual. Ce? Întrebați cumva cine este Andreea Vasile? Mulți se întreabă, culmea câteodată chiar și tovarășul Vendec. Tovarășe, ți-am citit cartea și crede-mă că pentru ea în Coreea de Nord ai fi fost executat. Nu-ți bați tu joc de timpul meu! Nu-mi furtu mie timpul! Puteai să ai conversații cu maică-ta la tine acasă! Acum toată lumea știe că tăicătu purta ciocate portocalii la prima întâlnire cu maică-ta! Măcar avem o explicație pentru cum a ieșit așa. Mihai Bendac! Bagă-ți mințile în cap, tovarășe, că ai ajuns ca femeile bătrâne din showbiz cu toate alea pe afară și nu mă refer la Loredana. 10 femei ai nevoie în armata ta? 10. Am studiat și piața de la voi. Prima, Dana Budeanu. E o amazoncă. Tovarășa Dana. Și ei chiar îi se potrivește, tovarășa. Dacă tovarășa Dana ar fi o poveste, Oana Zavoranu ar fi Ciorna. Pe Dana o duce în fruntea armatei, pe Oana o duce în spate. Îți povestește Pepe că și la el a fost la fel. Daniela Crudu, asta e mai bună în grup. Este o kamikaze. Ai nevoie de cineva care să moară pentru tine, tovarășe. Nu o să aibă niciun fel de problemă să ajungă pe lumea cealaltă. Oricum de mică n-a știut pe ce lume e. Obligatoriu! Bianca Drăgușanu e un cameleon. Ați văzut cum își schimbă fața în funcție de mediul în care trăiește? Eu înțeleg că pentru mulți viața în provincie este o închisoare, dar ea arăta de parcă abia fusese eliberată. Matrioșca! Anna Savoică! O femeie bătrână într-un corp mult mai tânăr. Când am văzut-o prima oară, am crezut în reîncarnare. Musai! Să o iei și pe Delia, pentru că nu se știe când expiră. No. Stați, tovarășe, să o luăm pasta cum trebuie. Ultima femeie, Diana Munteanu. Nu știe să facă prea multe, dar la voi e cu politica lui corect. Așa că, să nu vorbească lumea, ai nevoie de una de culoare. Fiți integri, tovarăși. Uitați-vă, chiar și când a existat pericolul închisorii, tovarășul Chelu s-a întors la familie, ceea ce tovarășul Puia n-a putut. Badunță! Haideți totuși să exprim gluma pentru cei cu IQ indecent. Și Șu s-a dus la pușcărie, Puia n-a putut să se mai ducă la familie. Înțeles? Și tovarășa Șoșoacă! Tovarăș, trebuie să vă recunosc, mai ales față de domnul Chelu, de care am un imens respect. Tovarășe, am primit traducerea versurilor tale. Minunate! Minunate! Un aplauz pentru tovarășul! Minunate! Și urlă toată lumea! Cum că în Coreea de Nord există prea multe execuții, nu e adevărat. Am pus melodiile tale la radio și am primit foarte multe cereri. Oamenii veneau cu sutele de mii și ne implorau. N-am putut să-i refuz când am văzut cum ne imploră să-i executăm. I-am executat și am terminat. Mare artist. Mare artist, mare om. Tovarăși, terminați cu prostiile astea de alegerii. Eu am înțeles. Democrația este puterea poporului, nu? Dar voi v-ați uitat un pic ce popor aveți? Vreți să-i dați lui puterea? Credeți în Dumnezeu? Foarte bine, treaba voastră. El este liderul vostru spiritual, nu? Ați face voi alegeri ca să-l schimbați? Păi nu. Deci peste univers domnește un dictator și vă rugați la el. Fix Coreea de Nord. O lume întreagă la o scară mult mai mică. Tovarăși, băgați-vă mințile în cap. Democrația e un mit. Votul o prostie. Nu uitați că la vot vin și cei care parchează pe locurile pentru handicapați.
Hei, rachetă, rachetică! Aplaudați omul!